Muzeul Civilizației Dacice și Romane din reședința de județ, în parteneriat cu Shopping City Deva, organizează în interiorul complexului comercial mai sus amintit mini-expoziția Masa de Paște în zona Zarandului, datina împistririi ouălor. Interesul pentru cunoașterea obiceiurilor și tradițiilor românești este o constantă în mediul cultural național și local. Prin această expoziție se propune promovarea patrimoniului cultural al Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva, precum și al județului Hunedoara, aducând în fața publicului o parte a obiceiurilor tradiționale ale sărbătorilor pascale din zona Zarandului. Acestea pot fi descoperite și în timpul unei vizite la mall, prin această oază de cultură surprinzătoare într-un spațiu neconvențional. Nu numai că este o expoziție inedită, este și organizată într-un spațiu neconvențional. Este inițiativa Deva Shopping City, care prin serviciul său de marketing ne-a propus să organizăm o serie de evenimente în comun pentru promovarea unor momente importante de pe parcursul anului. Printre altele, expoziția ilustrează o scenă din viața familiei creștine din timpul sărbătorilor pascale, iar tematica o reprezintă masa de sărbătoare reprezentată prin simbolurile asociate evenimentului, cum ar fi ouăle, cozonacul sau lumina. Propunem vizitatorilor muzeului, dar în același timp și celor care își fac cumpărăturile la mall, o expoziție dedicată sărbătorilor pascale. Ne-am propus să scoatem în evidență un amănunt, și anume masa de Paște, așa cum este organizată tradițional în zona Zarandului. Expoziția este amplasată în interiorul spațiului comercial, unde vă așteptăm cu o serie de surprize, pe care vă invităm să le descoperiți dumneavoastră. Expoziția de Paște a Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva poate fi vizitată până la data de 3 mai, conform programului de lucru al complexului comercial situat la intrarea în reședința de județ dinspre Sântu Halm.